Încălzirea vremii vine cu un semnal de alarmă pentru cei care nu au înlocuit anvelopele de iarnă cu cele de vară, pericolul producerii de incidente fiind iminent. Mai multe informații despre acest subiect are colegul meu, Adrian Lungu. Specialiștii vă avertizează că dacă până acum nu ați reușit să vă schimbați anvelopele de iarnă cu cele de vară, ar trebui să faceți acest lucru pentru că există riscul exploziei în timp ce mergeți cu mașina la viteză de peste 100 de km pe oră. Unii încearcă să lase anvelopele nepotrivite pentru a circula cu ele și vara, însă pericolul de explozie este unul foarte mare, astfel încât incidentele pot apărea în orice moment atunci când vă aflați în trafic. Așadar, mare atenție, mai ales când porniți la drum, cum vă pregătiți mașina pentru călătorii.